anumiți cetățeni români ar putea beneficia de o lege care prevede dreptul la pensie pentru munca depusă în ghetourile din timpul regimului național socialist din Germania. Asta prevede un act normativ adoptat în această țară încă din anul 1997 și modificat în iulie 2014. Pensiile de ghetou nu reprezintă o recompensă pentru condițiile de muncă, ci reprezintă o pensie plătită pentru munca desfășurată în acele locuri. Beneficiarii acestei pensii trebuie să aibă pentru toate drepturile de pensie o vechime în muncă de cel puțin 5 ani. Persoanele care au lucrat în perioada 1933-1945 în așa zisă pensie de ghetou în Germania pot beneficia de o indemnizație din partea germană, condiția să facă dovada că au fost deportați în acea perioadă în Germania și au lucrat în condiții grele de muncă. Ei se pot adresa părții germane la trei societăți de asigurare: Asigurarea Germană pentru Pensii din zona Bavaria de Nord, Asigurarea Germană pentru Pensii din domeniul mineritului și Asigurarea Germană la nivel federal. Cum este stabilită valoarea acestei indemnizații? Indemnizația este stabilită de partea germană în funcție de numărul de luni sau ani cât au stat în Germania și au lucrat în aceste condiții. Cererile se pot adresa pe cale poștală oricăreia dintre cele trei case de asigurări. Procedura de evaluare și prelucrare a dosarului de cerere de către Asigurarea Germană de Pensii este gratuită. În scopul evaluării cererii, Asigurarea Germană de Pensii va transmite formularele necesare și va solicita astfel informații suplimentare. Beneficiarii trebuie să precizeze ghetoul unde au lucrat, precum și munca prestată. Asigurările germane îi vor informa direct despre drepturile lor pe toți cei îndreptățiți care beneficiază deja în mod curent de o pensie de ghetou și pentru care, în baza noilor reglementări legale, plata pensiei poate începe la o dată anticipată. În acest caz, nu este nevoie de depunerea vreunei cereri. Până în prezent, casei de pensii Giurgiu nu i-au fost solicitate informații cu privire la această categorie de persoane.